vă mulțumesc pentru această seară, să mulțumesc Dumnezeu, să mulțumesc Părintelui Arhidiacon Mihai Lucă, de fiecare dată pentru delicateța și generozitatea pe care o investește în prietenia cu mine. Să mulțumesc organizatorilor, după cum ați observat, am ales Eminescu pentru că este printre noi, nu e așa, unul dintre organizatori, cu numele Mihai Eminescu. Și ca să fie așa, în continuare acestui lucru minunat care ne se întâmplă astăzi sub umbra crucii și în prispa bisericii. O rămâi. Mai am un singur dor. În liniștea serii să mă lăsați să mor. La marginea mării să fie somnul lin. Și codrul pe aproape. Pe prinsele ape să am un cer să mă. Nu trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci îmi împletiți un pat din tinere ramuri. Și nimeni în urma mea nu plânge la crește, nu. Doar toamna glas să dea frunzișului veșted. De când cu zgomot cad izvoare într-una, alunece luna prin vârfuri lungi de brad. Pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra întâiul sfânt se scuture creanga. Cum nu-i mai fi pribeag de atunci înainte, mor troieni cu drag aducerea minte. Lucifer ce răsar în umbră de cetin, fiind un prieten, or să-mi zâmbească iar. Bageme de paten al mării aspru cânt, căci eu voi fi pământ în singurătate.